Bună ziua, de ascultători, și bun găsit! Vă spunem astăzi Părintele Valentin și invitatul nostru de astăzi, Părintele Cezar Axinte. Părinte, Doamne ajută și bun venit la emisiunea noastră! Bun găsit, să rămână! Dragi ascultători, sunteți alături de noi, nu uitați numărul de telefon 0241515266 cu tarif normal în rețeaua Intersat și numărul de SMS 0768123456 cu tarif normal în rețeaua COS Telecom. Nu uitați, aveți de asemenea contact pe Yahoo Messenger la ID-ul Radio Dobrogea într-un singur cuvânt. Astăzi, dragi ascultători, vom încerca să vorbim despre biserică ca instituție, activitatea ei în istorie, felul cum, în principiu, cum a apărut și rosturile ei. Bineînțeles, nu izolat, ci în legătură, în tandem, în împletire, dacă vreți, în relație cu societatea în care s-a născut, biserica creștină în special. Mergând sau dezvoltând mai mult aspectul care ne și privește, aspectul în care trăim, relația aceasta dintre biserică și societatea capitalistă, principiul capitalist al existenței. În această idee, Părinte, dacă ne uităm puțin în istorie, vedem că atunci când s-a constituit biserica creștină, acum 2000 de ani, mulți din, știu eu, oamenii care nu prea privesc favorabil evoluția bisericii sau existența ei, consideră că a fost constituită de oameni cu anumite scopuri istoric determinate. Putem să aruncăm o privire și să vedem. Această biserică s-a născut, spunem noi, prin voia lui Dumnezeu atunci, la începuturile creștinismului. Ea însă, nici creștinii nu neagă, a apărut într-o istorie care începuse cu mult mai înainte și urma cursurile avea niște principii de existență, principii sociale pe care, bune, rele cum erau, erau și după care societatea se conducea. Putem spune că biserica născută de atunci în... Putem și mai aduce, mai actualiza așa și a sublinia, născută în Imperiul Roman, în principiile acelui imperiu de societate, de drept, de conducere politică, putem spune că este ca o construcție a Imperiului Roman, a mentalității romane de atunci, sau chiar ebraice, din, și Imperiul Ebraic, fiind zona ebraică, fiind tot în Imperiul Roman, trebuia să împrumute și să primească principiile conducerii acestui imperiu. Putem spune că poate fi o construcție a societății ebraice, romane, elene, dacă vreți, din acea vreme, pentru a umple, știu, necesarul de spiritualitate a poporului, cerința aceasta, sau din start biserica creștină are niște principii care se deosebesc total, nu numai de lumea de atunci, ci de societățile din orice vremuri și în orice timp, și care ține la aceste principii, în măsura în care reușește, în timpul vremurilor, căutând și anumite obiective, anumite rosturi în sufletul omului și în sufletele oamenilor luate ca societate, ca masă de oameni. Da, biserica, așa cum știm, ea ființă prin lucrarea directă a lui Dumnezeu, prin intervenția directă a lui Dumnezeu în lume. Biserica, știm că ea ființă la pogorârea Sfântului Duh, la cincizecime, dar am putea spune că ea ființă mult mai înainte. Putem spune că este în sfatul cel de taină, cel de veci al Preasfintei Treimi, dar văzut sau material, putem spune că biserica are temelie sau primul moment în istorie la Buna Vestire, la întruparea, odată cu acest moment care Dumnezeu vine în intimitatea cea mai apropiată a omului, în care Dumnezeu ia trup de om, se pune început bun bisericii, ceea ce noi numim astăzi biserica. Sigur că persoanele care au urmat Mântuitorului, ucenicii Mântuitorului și toți cei care au crezut că este Fiul lui Dumnezeu,
au format prima comunitate eclezială, să spunem, prima biserică. Nu putem face abstracție însă de faptul că acești oameni erau cumva tributari religiilor, mentalităților, istoriilor, erau cumva, dobândiseră niște, să spunem, ticuri sociale pe care le exersau ei și strămoșii lor de mii de ani. Se naște biserica într-o comunitate care era cea mai conservatoare din lume, să spunem. Cu atât mai mult, însă, biserica, comunitatea aceasta mică, al cărei cap, formată din ucenici ca mădulare, al cărei cap era Mântuitorul Iisus Hristos, cel înviat, este cu totul altceva decât s-a construit, s-a organizat vreodată pe pământ. Noi știm că istoria ne învață că a fost comuna primitivă, că oamenii în sfârșit erau mai mult sălbatici. Sigur că nu este așa. Știm exact cum a evoluat, dacă vreți, din punct de vedere socio-istoric, omenirea. Dar până la această organizare numită Biserica Creștină, și până la sfârșitul veacurilor, lumea nu va mai cunoaște ceva atât de deosebit. Cu alte cuvinte, toate formele în care s-a organizat omul până la întemeierea bisericii sunt inferioare, sunt nesatisfăcătoare și nu au un scop atât de înalt cum este acesta al mântuirii, al dobândirii vieții celei veșnice, a veșniciei, a înveșnicirii omului, a transfigurării omului. În cel mai bun caz, omenirea a putut să se organizeze în imperii care să exercite forța militară, să-și impună, dacă vreți, organizarea militară și juridică în teritoriile ocupate. Deci, momentul cel mai înalt, dacă vreți, al omenirii la întruparea Mântuitorului sau la întemeierea bisericii, să spunem, că e vorba de 30 de ani, momentul cel mai înalt al omenirii a fost organizarea statală. Un imperiu, de exemplu, Imperiul Roman, Alexandru cel Mare cu cuceririle lui. Ei bine, toate acestea însă aveau un scop care nu satisfăcea pe om. Adică spune și Sfântul proroc David, psalmistul, că iată și împărații, și săracii, și nebunii sunt în același loc. Adică au putrezit în mormânt. Și își pune problema omenirea de la început, încă de la Adam, dar Adam știa, să spunem, de la fiii lui Adam încoace, omenirea își pune întrebarea care este sensul, că dacă eu aș ajunge să conduc un imperiu unic și aș conduce toată lumea aceasta, dar într-o zi îmi bate cineva la ușă și Părintele Arsenie ne spunea așa, moartea nu vine să-i faci o cafea, moartea vine să te ia. Ei bine, deci și aceia mor, și regii și împărații și zeii și semizeii și Cezar Iulius și Nero și Alexandru și Napoleon și Stalin, toți aceștia sunt în același loc. Ei bine, și vine o persoană umană care este considerat un învățător și le spune, adevărat zic vouă, adevărat zic ție, astăzi vei fi cu mine în rai. Și spune asta de pe crucea pe care a fost răstignit. Îi spune lui Dismas. Iată, nu-i spune unui împărat, nu-i spune unui cezar, nu-i spune lui Pilat, îi spune unui nenorocit. Și cu acest moment, dacă vreți, sigur, care se prefigurase deja, începe o nouă
o nouă perspectivă în scopul umanității, în scopul unei organizații. Și momentul decisiv, momentul, dacă vreți, văzut, vizibil, este pogorârea Sfântului Duh, momentul cinzecimii. Cinzecimea aceea care era o sărbătoare iudaică, care nu avea alt scop decât petrecerea buna, cum să-i spunem, o stare din aceasta de bine omenească, adică o fugă de fapt de moarte, o strangulare a conștiinței, o petrecere de veselie și de bunăstare, iată, se transformă în ceva ce omenirea n-a mai cunoscut până atunci. Și anume, biserica cea în care te poți mântui. Biserica cea în care, fără de care, nu te mai poți, nu te poți mântui. Zice Sfântul Ciprian al Cartaginei că nu există mântuire în afara bisericii. De aceea am și făcut un excurs așa. Iată că Dumnezeu instituie, înființează, dacă vreți, într-un alt cuvânt, biserica, cea în care și fără de care nu se poate nimeni mântui, cea în care lucrează tainele, cea în care lucrează Duhul Sfânt, ca persoane a Preasfintei Treimi, care împlinește lucrările dumnezeirii, împlinește lucrările Preasfintei Treimi în biserica noastră prin taine și cu ajutorul celor care sunt mandatați pentru aceasta, a preoților. Înțelegem, Părinte, că biserica, ca instituție cel puțin, deși născută în societatea umană la momentul respectiv, în momentul ei de evoluție, nu prea seamănă cu principiile ei și, într-adevăr, prin evoluția și prin ierarhia valorilor pe care o promovează, se simte, se vede că Dumnezeu a purtat de grijă instituirii ei și evoluției ulterioare. Dacă ne uităm așa în istorie, de atunci, de la momentul începutului până spre noi, facem un parcurs istoric, vedem că societățile care s-au succedat, unele au apreciat rolul bisericii, altele mai puțin. Au fost imperii, perioada monarhică, să zicem, în mare, care apreciau biserica, sau unii spun că o foloseau, o țineau aproape pentru a conduce, a stăpâni poporul. Ulterior, știu eu, pe la secolul 18-1787 încoace, au apărut societăți socialiste, mai târziu comuniste, chiar și capitaliste, pe locuri și acum cam peste tot, care, într-o formă mai mult sau mai puțin valoată sau poate chiar directă, resping influența rolului bisericii în societate, considerând că tulbură poporul, că îl întunecă și așa mai departe. Care este rolul sau de unde acest parcurs de la benefică la chiar nepotrivită și nesănătoasă pentru popor? Dacă e să extrapolăm și într-un viitor acest parcurs, devine chiar surprinzător ce am putea, cu ce concluzie am putea trage. Bine, dintr-un început să știți că, deși am sărit acum 20 de secole față de momentul anterior, dintr-un început biserica, membrii bisericii au fost considerați ca o plagă, ca o contagiune. Ceva nepotrivit. Se vorbește, sigur, Iosif Flaviu vorbește și Pliniu cel Bătrân și mulți istorici vorbesc chiar despre faptul că la Roma era considerată, sigur, sub agentul de fermentației iudaic, al comunității iudaice de acolo, care nu primea, era împotrivitoare bisericii, era considerată o contagiune, o contaminare și foarte multă clevetire aveau creștinii. Și chiar se punea problema că acest virus trebuie exterminat, după cum s-a și întâmplat timp de 300 de ani. Biserica primară a fost prigonită. Ei bine, noi știm, pornind construcția de la acest adevăr, că noi cu toți oamenii avem ceva în comun, nimic în comun avem doar cu diavolul. Și știm că această
lucrare, împotrivire pe care a avut-o biserica, pe care au avut-o creștinii, este lucrarea de pismuire, de invidia diavolului pe ființa umană, pe persoana umană, pe chipul lui Dumnezeu din om, și a făcut ca totul să devină un război, uneori și fratricid, după cum s-a văzut în secolul trecut. Două războaie fratricide care au schimbat cu totul fața lumii, două războaie între creștini mondiale, războaie mondiale între creștini, cum spunea părintele Sofronie Saharov, lumea nu mai este așa cum era înainte de primul război mondial, nu mai înțelegem cum putea fi lumea până la primul război mondial. Dar pe vremea lui Cain. Și atunci, revenind însă la perioada aceea, diavolul care nu suporta această, a fost înșelat, a fost păcălit prin întrupare, prin înviere și iată de data aceasta obrăznicie mai mare, nu se poate, că omul nu mai este ținut de frica de moarte. E bine, și face totul ca biserica să fie prigonită. Pentru că tipul acesta de prigoană față de creștini și față de biserică, împotrivirea aceasta a bisericii, a umplut calendarul de sfinți și cerul de sfinți, acum, și venim acum în secolul 20, prigoana sau lupta împotriva bisericii nu mai este așa și nici nu va mai fi, niciodată. Deci diavolul i-a venit și lui puțin mintea la cap, nu? El vede că... Că n-a făcut bine. Orice ar face, Dumnezeu convertește totul în... Nu iese cum vrea el. Exact, convertește totul în bine, în frumos. Știe un lucru din experiența pe care o are, știe că asta nu trebuie să mai facă. Nu trebuie să mai fie mucenici, nu trebuie să mai fie prigoniți și să se zidească, să se lărgească biserica prin sângele vărsat de mărturisitori, de mucenicii creștini. Și atunci, iată, suntem în secolul 20, cum ați spus, într-o perioadă așa zis capitalistă, nu, ca organizare statală sau socioeconomică, și se pune problema că biserica întâmpină aceeași rezistență, aceeași împotrivire, aceeași luptă, aceeași prigoană, numai sub o altă formă, sub o altă fațetă. Sigur că biserica a trecut și prin perioada prigoanei atee și prin, cum ați spus, ați pus un referențial acolo, un referențial istoric, 1789, Revoluția franceză, toate ideile acestea care au culminat cu expresia Dumnezeu nu există. În toată istoria omenirii, de la căderea lui Adam și până la bolșevici, nimeni nu a îndrăznit să ia ca politică de stat și să promoveze ca ideologie credința aceasta, pentru că e o credință ateismul, că Dumnezeu nu există. Noi credem, spun ateii, că Dumnezeu nu există. Deci aceasta este o credință ideologică, bineînțeles. Ei bine, momentul de față, dacă am ajuns în momentul de față, biserica are o cu totul și cu totul altă prigoană. Diavolul are o cu totul altă abordare. A văzut cam ce a putut să dea biserica, ce a putut să dea creștinismul, ortodoxia, umanității. A văzut ce înseamnă transfigurarea. A văzut cât sfinți are Dumnezeu ridicați din rândul acestei mici comunități care era considerată o sectă bolnăvicioasă, care s-a lățit, care a crescut, care a îmbibat cu învățătura ei toate marginile pământului, după cum spune Evanghelia. Ei bine, spun Sfinții Părinți că lucrarea diavolului în zilele noastre împotriva bisericii, care, iată, iar nu-și găsește locul în societate. A trecut prin atâtea, cum ați spus, s-au succedat, s-au perindat tot felul de alcătuiri, organizări statale. Omenirea a parcurs o grămadă de trepte, de la sclavagism până la, iată, umanismul acesta deșanțat, până la
nihilismul acesta care neagă orice frumusețe, orice bunătate, orice lucrare a lui Dumnezeu. Și spun Sfinții Părinți că biserica nu își va găsi locul și astăzi spun așa, că biserica nu trebuie prigonită, nu trebuie golite bisericile de oameni, ci trebuie contaminate cu idei sincretiste, cu amestec de credințe. Pentru că aceasta este lucrarea cea mai perfidă a diavolului. La diavol totul începe cu jumătăți de adevăruri, cu adevăruri ciuntite, ajungând până la minciunile cele mai grosolane după ce ai primit aceasta și ai căzut în capcană. Iar aceasta va fi lucrarea și aceasta este lucrarea că biserica va trebui să se apere de o nouă perspectivă, de o nouă lucrare pe care o face vrăjmașul omenirii. Am accentuat asupra lucrării diavolului pentru că toți ceilalți, noi nu putem să spunem, suntem biserica și toți cei din afara ei pierd. Pentru că ce înseamnă să fii ortodox? Iată, am trecut de duminica în care s-a spus iubiți pe vrăjmașii voștri. Porunca aceasta care ni se pare imposibilă dacă gândim că numai noi suntem candidați la mântuire. Noi știm că nu există mântuire în afara bisericii, dar în același timp cunoaștem că nu există persoană pentru care Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, nu și-a vărsat sângele. Nu există. Și atunci suntem în fața unui, am zice, unui paradox, dar nici de cum nu e așa. De cum, da. Spune-mi un om pe care Dumnezeu nu-l iubește. Pornind de la acest adevăr că Dumnezeu și-a vărsat prea sfântul său sânge pentru toți oamenii din lume, biserica atunci a făcut, dacă vreți, această coabitare cu sistemele. Că a fost comunist, că e capitalist, fără a-și modifica nimic din adevărurile de credință, fără a ceda nicio o părticică din cele predanisite nouă de Hristos, de Dumnezeu, de Sfânta Tradiție și de Sfinții Părinți. Ei bine, și atunci suntem într-o situație în care pare că este o frățietate extraordinară, un fel de Dacia Felix. Știți? Ne-am împrietenit sau ne-am îmbrățișat cu cotropitorul. Da. Ei, nici de cum biserica niciodată nu a făcut aceasta și noi creștinii știm că există și va exista până la sfârșitul timpurilor prigoane în orice clipă, pentru că diavolul nu poate să rabde ca acest om făcut din țărâna pământului, care are chipul lui Dumnezeu, strălucește sau poate să strălucească atât de mult și să fie una cu Dumnezeu după har. Da. Cert e că ne-ați prezentat biserica ca o corabie, exact cum o privește și Sfinții Părinți, care plutește și se descurcă, aș putea spune, în istorie, printre stâncele acestor organizări sociale, care au fost, sunt și poate vor veni, cine știe, ceva mai inventat cel rău. Un alt aspect important pe care l-a sugerat este că și diavolul s-a dat seama că cu tortura nu prea merge, mai ales fizică, pentru că umple calendarul de sfinți și creează probleme. Și atunci a recurs la ceea ce i s-a părut mai eficient, minciuna și trădarea. Se pare că lucrează din plin și la începutul, dar mai ales astăzi. Dragi ascultători, o scurtă pauză și vom continua. Cuvânt și muzică. Radio Dobrogea. Ca pe un mărgăritar luându-te Hristos, iubitorul de oameni, din marea tulburării lumești, prin tine a îmbogățit pe cei lipsiți și cuprinși de sărăcii nevoilor, Toma Apostole, pentru aceasta pe tine te fericim și mărim cu laude pomenirea ta, cea întru tot răznoită, cinstindu-te cu bună credință. În tot pământul a ieșit vestirea lor și
cuvintele lor. Tot pământul cel întunecat al indienilor l-ai luminat prea sfințite și de Dumnezeu văzătorule apostole, că învățând pe toți ai făcut fii luminii și zilei și acestora capiștile idole surpând înțeleg. Cerul spun slavă lui Dumnezeu, ce-i facerea mâinilor lui, o vestește tăria, cu mâna cea sârguitoare, cercetând dumnezeiasca coastă și rănile cuielor, pe care cel fără de moarte pentru noi a luat, și necredința schimbând, strigat, tu ești Dumnezeu și Domn și te măresc, iubitorule de oameni, pe tine cel ce ai izvorât credincioșilor prin patim nepătimirea. Continuăm de la ascultător dialogul nostru cu Părintele Cezar Axinte și cu dumneavoastră. Nu uitați numărul de telefon 0241515266 cu tarif normal în rețeaua Intersat și numărul de SMS 0768123456 cu tarif normal în rețeaua Telecom. Aveți de asemenea contact pe Yahoo Messenger la ID-ul Radio Dobrogea într-un singur cuvânt. Părinte, în prima parte ne-ați făcut o scurtă istorie a evoluției relației, mai de bine zis, dintre societate și societate istorică și biserică și am văzut că avem un telefon, părinte. Alo? Să rugăm dreapta. Doamne, ajută să rămână. Să sănătate, inimă bună. Vreau să vă spun doar atât, când sinea mea am cercetat, eu așa am spus că biserica este, deci capul bisericii este Dumnezeu, că Sfânta Evanghelie este cuvântul, iar Sfânta Liturghie este mântuirea. Toate la un loc este Dumnezeu, cuvântul, lumina, viața și tot ce frumos pe pământ. Deci, da. Cum cuvântul, biserica, să ne rugăm și mulțumim că avem chemare la el și să ne dea întăriri până în ultima clipă, să nu lăsăm rugăciunea, să nu lăsăm fapta bună, să clevetim mai puțin și să fim buni. Vă doresc mult sănătate și mă bucur că suntem în casele noastre și vă gândiți la toate să ne explicați și tare bine să asculte lumea. Cred că ascultă. Toate cele bune, să rătăm dreapta inimă bună. Mulțumim, Doamne ajută. Credeți, părinte, că în societatea în care trăim, societatea constituită pe principii capitaliste, care nu este nouă, este nouă la noi, dar istoria o cunoaște de mult, sunt zone în care deja se vorbește de o îmbătrânire a capitalismului, în relație cu biserica, a inițiat, a făcut biserica să-și dezvolte un comportament specific, a putut să o influențeze mai mult decât este necesar. Dădeam exemplu corabiei. O corabie rămâne corabie, chiar dacă e sub val, chiar dacă este peste val, chiar dacă se mai înclină, dar rămâne corabie. Nu văd niciun fel de schimbare. Mai cu seamă că noi am... De fundament, de structură funcțională. Da, niciun fel, o schimbare fundamentală, nu, sigur. Noi am trăit cumva și o perioadă cu totul antagonică față de orânduirea. E posibil să avem mai multă experiență decât alții din alte zone. Da, putem spune cel puțin despre felul în care am văzut, s-a comportat biserica în timpul acela când era, mă rog, un sistem autoritar centralizat.
dictatorial, astăzi este un soi de, să-i spunem, democrație, așa. Nu, biserica are, își urmează cursul pe linie verticală, pe linie orizontală, nu are nicio influență. Că se mai scurtează un pic bărbile sau poala anteriului, astea sunt chestiuni ce țin de exterior. De exterior, de formă. Sfânta Liturghie rămâne așa cum o slujea Sfântul Ioan Gură de Aur. Slujim Sfânta Liturghie la Constanța așa cum se slujește în America, într-o biserică ortodoxă. Dacă ne întâlnim astăzi cu Sfântul Vasile cel Mare și cu un părinte din Ame, cu Sfântul Ioan Maximovici, de exemplu, toți trei, sigur, putem să slujim împreună, fără niciun fel de pregătire, eu știu, dinainte, sau slujim împreună și suntem așa cum am fi în secolul 3, în secolul 4 sau la sfârșitul timpului. Asta e important. Asta s-a păstrat. Tainele au rămas. Oamenii, sigur că sunt, așa cum spune Mântuitor, vă spun un cuvânt foarte scurt. Da. Zice, și era sărbătoarea Paștilor, spune Sfântul Evanghelist Ioan. Și pentru că a făcut minuni, mulți au crezut în el pentru aceste minuni. Dar zice Sfântul Evanghelist Ioan, dar el nu credea întrânși că îi cunoștea pe ei. Și pe temeiul că Dumnezeul cunoaște pe om așa cum este el. Sigur că da. Deci noi... Sigur, așa, omul căzut, netransfigurat, este foarte cunoscut de ce e în stare. Omul care se teme de moarte, care n-a gustat trupul și sângele Mântuitorului, se comportă așa cum știm că s-au comportat cei care tocmai văzuseră învierea lui Lazar, iar după câteva zile, după o săptămână, au strigat ial răstignește. Nu ne mirăm de nimic, indiferent care ar fi societatea și orânduirea. Așa este. Totuși, după cum spuneați, biserica rămâne sau pare să rămână singurul loc în care poți să fii sincer fără să-ți fie frică până la capăt. Dacă privim societatea capitalistă și să o apreciem așa, e fundamentată pe instituția afacerii. Lupta dintre cerere și ofertă, așa s-a dezvoltat, așa crește și cred că așa va găsi cumva și sfârșitul. Fiind un principiu fundamental, nu se poate să nu vină în relație, în contact, în, așa, și cu viața bisericii. Cum gestionează biserica acest principiu al afacerii? Foarte simplu. De fapt, motorul, resortul capitalismului nu este oferta, cererea, oferta, vânzarea, cumpărarea, ci motorul capitalismului este acumularea, care e o patologie, fiindcă nu are margine. Da, da. Sigur că un om vrea să se dezvoltă, își cumpără 1000 de oi, mai fată, vaca și așa mai departe, ajunge la 10.000 de oi. Capitalismul încă nu are nicio stabilă. Ce face biserica? Biserica convertește, pune stabilă și spune așa. Noi suntem aici ca să compătimim. Cu alte cuvinte, cine a venit vreodată la biserică și a plecat de acolo nemângâiat sau să nu ia o bucată de pâine sau să nu ia o bucurie. Uitați-vă la, închipuiți-vă o multinațională din asta care este clasată între primele 10 din lume. Mergi la bate la poartă și să-i spui, aș vrea o bucată de pâine. Deși au temple uriașe, ați văzut zgârie norii aceia din New Jersey, de acolo din America, din Manhattan. Acolo sunt niște temple ale banilor, zeul este banul, dolarul sau aurul, bursa este... Un telefon, da. Alo? Alo, Doamne, bună ziua, nu vă spărați, apropo de treaba asta, că plecăm mângâiați de la biserică sau că luăm pâine. Anafura am luat de cele mai multe ori, dar de multe ori am venit tulburată și supărată. Și de preoți și de nuriaș. Deci nu am venit mângâiată și compătimită de o vreme aproape de nimeni. Tulburată, repet, supărată, jignită și fel de fel. Și deși stai în banca ta, vin pe capul tău ca să te tulbure, să pleci, să uiți și frumusețea, slujbe și tot.
Da, se poate întâmpla într-adevăr, dar cu atât mai mult dacă este o realitate, Doamne ajută, eu zic că trebuie să vă străduiți să o rezolvați. Există un preot duhovnic, trebuie să fie un preot care știu să fie mai mare și acolo unde dumneavoastră mergeți și eu... Și în viața trupească, când ai ceva care te tulbură, o boală sau un început de boală, cauți un remediu. Eu vă mărturisesc că nu pot înțelege cum un om care a participat la Sfânta Liturghie poate să plece nefericit. Nu pot înțelege. Sunt chiar, etape. Chiar la început pot să se întâmple, dar accept că e tulburare, dar n-accept de ce nu căutăm să rezolvăm, că se poate. Rămânem cu ea așa ca să... Ca regulă generală nu pot pricepe. Știți, sigur că un om poate să pățească ceva, poate să fie o ispită. Numai că vine cineva și îți foșnește o pungă toată liturghia, știi? Dar sunt situații când sau ajungi la un nivel în care vii acolo chiar pentru Hristos și poate să cadă unul peste tine și nu te deranjează. Te calcă pe bătături și te bucuri că suferi și tu puțin să ne închipuim, intri în atmosfera slujbei. Sigur, să ne închipuim zecile de kilometri de catacombe din Roma, unde se rugau creștinii primilor veacuri. Părinte, timpul, astea întotdeauna. Plecăm de la ceea ce ne-a sugerat doamna, că pentru vindecări facem și noi astfel de emisiuni, pentru vindecări a tulburărilor care pot să apară, nu altfel de vindecări, să nu fim interpretați. Sunt situații, sau este o luptă, o relație, o interdependență între Duhul Bisericii și Duhul Lumii. Sunt situații în care slăbiciunile Lumii tind să intre și să cuprindă Biserica. Cum se rezolvă această luptă ascunsă sau pe față? Ce se întâmplă când slăbiciunile Bisericii chiar, a Lumii chiar pot să devină dominante și în biserică? Dominante nu, dar atacă biserica, după cum v-am spus de la Sfinții Părinți că lupta cea nouă, una dintre luptele care se dau biserici, aceasta este ca credința să fie amestecată, confuză, nelimpede. Simtă valoarea. Știți, și atunci se pierde bucuria, se pierde harul. Dar biserica se, dacă vreți, are un sistem de autoprimenire. Când spunem biserica, chiar dacă este un singur om, este acolo unde e adevărul și unde e Duhul Sfânt. Deci, s-a întâmplat în istorie, știți, cu Sfântul Maxim Mărturisitorul. Da. Toată lumea spunea pe dos și el o ținea pe al lui și i-au tăiat limba și mâna și în sfârșit. Ei bine, acolo este biserica unde este Duhul Sfânt, unde este adevărul. Și atunci, noi privind către adevăr, indiferent cât de mult ar fi tentațiile de a fi penetrată, de a fi, eu știu, schimbată, de a... Nu se poate întâmpla nimic. Ținta noastră este alta. Nu ne uităm în stânga, nu ne uităm în dreapta, ne uităm în sus și spre interior, spre inima noastră. Deci nu există niciun fel de pericol ca biserica să fie contaminată sau să ia pe un drum. Biserica are cap. Capul este Hristos. Chiar dacă un singur om îl va urma, acolo este biserica. Și cred că ar trebui să știm cu toții lucrul acesta și multe aspecte se vor detensiona și se vor lumina și e un element de unitate. Să ai conștiința că capul bisericii este Hristos. Și nu numai numele de unitate, ci și de imunitate, cum spuneați puțin mai devreme, a bisericii și chiar de sănătate. Altfel gândești tot ce se întâmplă în jurul tău, când știi că există un cap, capul este Hristos și dacă îngăduie ce se întâmplă, înseamnă că e cu rost. Și atunci te ordonezi, te liniștești. Adevărul nu este ascuns. Exact. Adevărul este persoană și se dezvăluie celui ce-l caută și celui ce-l caută, celor ce împlinesc cuvântul, poruncile, știți? Nu am, din punctul acesta de vedere, nu am nicio frică. Faptul că viitorul arată că societatea, așa cum este alcătuită, societatea europeană, de exemplu, mondială, mai exact, va intra în conflict cu biserica, nu trebuie să ne sperie. Spune Sfântul Apostol Pavel, nu vă potriviți veacului acestuia. Da. Din totdeauna și pentru totdeauna.
Biserica nu se potrivește veacului. Ce ar trebui totuși făcut pentru a păstra un nivel de imunitate și pentru ca aceste slăbiciuni să rămână totuși acolo, dincolo de gard? Ce ar trebui făcut de cei din interior? Pentru minut și jumătate. Vedeți că Dumnezeu pune o lege nouă. Poruncă nouă dau vouă să vă iubiți unii pe alții așa cum eu v-am iubit. Asta nu se poate decât cu ajutorul Harului, spun toți Sfinții Părinți. Căutați, fugiți la taină, fugiți la Sfânta Liturghie, Spovedanie, Împărtășanie. Deci o trăire mai autentică a Duhului creștin, a relației cu Duhul Sfânt, cu slujbele și lucrările Sfintele Taine ale Bisericii, o cunoaștere mai puternică a Cuvântului Dumnezeu, ne ajută să vedem altfel lucrurile. Când cunoaștem puțin, interpretăm variat și de multe ori greșit, nu? Când cunoaștem puțin, întotdeauna interpretăm greșit. Da, Părinte, mulțumim foarte mult pentru cuvintele frumoase și pe alocuri chiar mobilizatoare. Mulțumim și celor care ne-au ascultat și celor care ne-au ajutat pentru această emisiune. Vă așteptăm la viitoare, aceeași oră, dragi ascultători. Doamne ajută!